Denis VS și Vali sunt în beef în acest moment, după ce Denis ar fi dat jos de pe YouTube piesa lui Vali numită Bateria, piesă pe care a cântat și Denis. Vali! Ia un pochito, plantă necesită. Da, aici pleacă șmecheria, feren, Texas, nebunia, stau un sac, bucătăria, flamă, da. Ai dat bateria jos, sclavule, da? Ai promisiune de la mine, uite că pun și păstorii, pun și pe tot. Când te prindă, nu te spar cu bătaia. Denis VS când o să te prindă, nu te usuc în palme. Ascultă tu la mine, ca să știți că Denis a dat jos bateria, bateria e dată jos de pe YouTube. De ce? Că e o zdreanță infectă, că e un ofticos, că e un lache. Bă, Denis, când te prind Denis de nos, te usuc în palme și pum. Ai cuvântul meu, Donald. Ia fututule, să mai zici că ai cărat melodia. Ia uite statistică. Cum la mine, cum e. Și scade la tine, e inexistentă. Dacă vrei. Se dă drumul la război, venim după voi. Ulterior, Denis a lăsat un comentariu la piesa denumită Drill, a lui Vali, anunțându-l că urmează să-i dea jos și acea piesă. Bă, ce zdreanță de copil. Ce copil futut să o arăt tata, dacă nu. Bă, coaie, dar mie încă nu vine să cred. Ce poate să facă un copil când prinde mâna pe un strop de putere? Că până acum 2 ani de zile erai un frizer împuțit, erai un frizer infect. Și de la frizerie să ajungi tu să dai jos melodii, să ajungi tu să zici pe melodii că alergi, să ajungi tu să faci ce faci acum. Cine ți-a dat puterea asta, nu știu. Eu sunt de părere că asta este răzbunarea VS Gang pentru bătaia pe care a primit-o Raul de la Vali. Să dea mine. Dai, băteam pe toți. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying.